Copreședintele ACL, Gheorghe Flutur, a făcut un apel la bugetar să nu se lase angrenați în campania electorală. Și încă o dată adresez o rugăminte la instituțiile publice ale statului să nu se lase antrenate în campania electorală presată de partidul de la putere. Deci pentru că știu că asta fac clare, foarte multe, că sunt foarte multe, asupra uriașe, uriașe, oamenilor care lucrează în instituții. Uriașe presiuni. Da? Și nu este în regulă. Am să vă dau un exemplu. La Pătrăuți îmi spuneau oamenii că sunt amenințați de foștii mei colegi silvici și le transmit să-și vadă de treabă că nu e în regulă. Și care că nu o să primească romii lemne, da, nu o să mai fie primiți în pădure dacă votează Klaus Iohannis. Pentru numele lui Dumnezeu, ce vremuri am ajuns? Puteți să mergeți acolo la rom să-i întrebați, să vedeți, pentru că sunt aceste plângeri și aceste spaime. Da, deci astea ne îngrozesc. Adică o să intre cu ei în cabina nu de știu nici eu cum. Ce se poate e întâmpla? O păcăleală, nu o să le facă nimic, dar dacă... Dar presiunea... Presiunea există, unii oameni reacționează sau nu se duc la vot. Gheorghe Flutur a mai spus că în unele localități, tichetele pentru alimentele de la Uniunea Europeană sunt folosite ca instrumente de campanie. Am văzut aceste tichete pentru ajutoare de la Uniunea Europeană. Ce a inventat PSD-ul? Pentru că ajutoare le-am dat și noi când eram la putere, da, și mi-aduc aminte că am negociat, că era comisarul Cioloș, comisarul nostru pe care domnul Ponta l-a scos. Nu mai avem comisarul pe agricultură. Ulei, zahăr, orez pentru populația cu venituri mai mici care vine de la Uniunea Europeană. Nu le-au împărțit încă, dar le-au dat un tichet. Cum că au dreptul. Și fac acel recensământ și inventar. Vino la vot, că aceste etichete sunt de la PSD. Am fost la Fântânele, de exemplu, și au venit oameni care mi-au spus aceste lucruri în căminul cultural. De la Fântânele am și eu semnale, într-adevăr, că așa este, mi-au lăsat pe Facebook niște... Da. Bun, deci au primit tichetele și li s-a spus ce? Le folosesc în campanie, că sunt de la PSD. Da, așa este. Asta este problema. Sunt lucruri grave care se întâmplă. Da, eu nu înțeleg totuși cu tichetele acestea, pentru că eu, din câte știu, aceste etichete sunt împărțite prin Poșta Română. Bun, mai mergem și mai departe. Nici nu trebuia să le dea tichete la oameni. Asta este o șmecherie de campanie electorală. Era un tabel, te duteai, ridicai alimentele după alegeri sau trebuia să le dea în august dacă aveau să le dea, dar folosesc instrument de campanie. Președintele PDL Suceava i-a îndemnat pe suceveni să iasă duminică la vot și să-l voteze pe candidatul ACL la președinția României, Klaus Iohannis.